și domnul Ungureanu, domnul doctor Ungureanu. Mi s-a alăturat și reprezentanții instituțiilor de la nivel local, instituții a căror buget de venituri și cheltuieli îmi vor dezbate în cadrul acestei ședințe. Acum îți dau cuvântul domnului primar pentru a supune la vot ordinea de zi. Bună ziua, dragi colegi! Supun aprobării ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Mulțumesc dacă se abține cineva sau dacă cineva împotrivă. Cu 18 voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Acum o să dau cuvântul doamnei secretar pentru a supune la vot procesul verbal a ședinței ordinare din 22.12.2021 și a ședinței extraordinare din 17.1.2022. Bună ziua, vă spun și eu. Vă spun la votul de dumneavoastră procesul de verbal a ședinței ordinare din data de 22.12.2021. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă? Nu avem. 18 voturi pentru procesul verbal a fost adoptat. Și procesul verbal a ședinței extraordinare din data de 17.1.2022. Cine este pentru? Mulțumesc. 18 voturi pentru. Și acest proces verbal a fost aprobat. Domnule președinte, vă rog să vă luați acum vom delibera proiectele de hotărâre ale ședinței de astăzi. Proiect de hotărâre numărul 1. Proiect de hotărâre numărul 3 din 25.1.2022 privind aprobarea bugetului de local de venituri și cheltuieli definitive al municipiului Râmnic Sărat pe anul 2021 și al bugetului din subvenții și venituri proprii definitiv pe anul 2021, precum și a listei finale a obiectivelor de investiție pe surse bugetare pe anul 2021. Avizul comisiilor? Comisia Economică a votul pentru și de aține cu proiectul. Și Comisia Juridică a votat acest proiect de hotărâre cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Cuze urbanist, remorturi obținere și de aține și 4 voturi. Și Comisia Specială cu 4 voturi pentru și 2 abțineri. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să intervină la acest proiect de hotărâre. Da, doamna consilier, aveți cuvântul. Noi ne-am abținut la acest proiect, deoarece ne-am abținut și la votul inițial și la rectificările de doare, nu mai așteptăm de doare la bugetului și sperăm să vizionăm votul reșitorului de cuțină. Mulțumesc. Și noi, dacă mai dorește cineva să-și spunem punct de vedere vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Acest proiect de hotărâre a fost votat de 12 voturi pentru și 6 abțineri. Proiect de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 4 pe 25.1.2021 privind aprobarea utilizării sumei de 1.162.205,98 lei din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Râmnic Sărat aferent exercițiului financiar al anului 2021, suma aferentă cererilor de prefinanțare pentru proiecte de cofinanțare nerambursabilă, rămasă neutilizată la finea anului 2021 și folosirea acestei sume ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022. Avizul comisiilor. Și Comisia Juridică a avizat cu unanimitate de voturi acest proiect de hotărâre. Comisia Urbanism cu unanimitate. Comisia Socială cu 6 voturi. Bun. Dacă cineva dorește să intervină la acest proiect de hotărâre, dacă nu spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acest proiect de hotărâre a fost trecut cu 18 voturi pentru. Îmi cer scuze, am omis să-mi pun masca. Încă o dată, scuze. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 5 din 25.1.2022 privind actualizarea curată a inflației de 5,1% a nivelul redevențelor chirilor aferente raporturilor juridice, contractarea muncă obiect, concesionarea, închirierea terenurilor, proprietate publică,
privată a municipiului Râmnic-Sărat, a tarifului pentru exercerea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Râmnic-Sărat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea municipiului Râmnic-Sărat utilizate în vederea desfășurării unor activități sezoniere sau ocazionale, aferente imobililor aflate în proprietatea municipiului Râmnic-Sărat, a tarifelor aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, proprietatea municipiului Râmnic-Sărat, a tarifelor pentru utilizarea suprafețelor de teren din zona drumurilor județene, precum și a prețului superficiei pentru anul fiscal 2022. Inițiator, primar Sorin Cârjea. Raportul comisiilor. Comisia Economică a vizat în unanimitate. Comisia Juridică a vizat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de voturi. Comisia Urbanism, în unanimitate. Intervenții vis-a-vis de acest proiect de hotărâre? Dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, și acest proiect de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru. Proiectul 4. Proiect de hotărâre numărul 6/2501/2022 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a duratei contractelor de închiriere a unor obiecte terenuri ce fac parte din domeniul public al municipiului Râmnic-Sărat, pe care sunt amplasate construcții provizorii, garaj auto. Inițiator, primar Sorin Cârjean. Raportul comisiilor. Intervenții? Dacă dorește cineva să intervină. Da, domn consilier. Aveți cuvântul. Prin beneficiarea dumneavoastră de contract, la acest proiect o să mă abțin. Mai dorește cineva? Ia cuvântul să exprime. În punct de vedere, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Da, doamna Tăsile. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră cred că e de resortul domnului primar. Eu nu dețin date să ne exprim un punct de vedere, așa că dau cuvântul domnului primar. Eu rog pe doamna consilier să ne sesizeze după ședință lucrul acesta, o să discutăm și să le verifice. E posibil să fie o inadvertență în privința domiciliului care l-au card de identitate, dar persoanele respective să aibă locuințe acolo și, cum bine știți, unul din criterii erau ca acele garaje să aparțină unor persoane care au domiciliu. Nu știu, pentru că ele, gândiți-vă, sunt preluate unele din anul 2000. Au mers așa, dar e bine să ne uităm peste ele și să vedem care au fost. Da. Chiar vă rog, cele pe care le-ați sesizat să le verific. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Și acest proiect de hotărâre a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre numărul 8/25/2022 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri și spații cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului Râmnic-Sărat, inițiatorul primar Sorin Cârjea. Am sărit? 5, îmi cer scuze. Da. Proiect de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre numărul 7/25/2022 privind aprobarea prelungirii în act adițional la durata contractului de închiriere având cu obiect terenuri ce fac parte din domeniul public al municipiului Râmnic-Sărat, pe care sunt amplasate construcții provizorii cu alte destinații decât cea de garaj auto. Inițiator, primar Sorin Cârjean. Avizul comisiilor? Comisia Economică a vizat 6 voturi pentru și o abținere. Și Comisia Juridică a vizat de acest proiect de hotărâre cu 6 voturi pentru și o abținere. La fel, abținerea este a subsemnatului în conformitate cu articolul 298 din
Intervenții? Dacă nu sunt intervenții, spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 17 voturi pentru și abțineri. Proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre numărul 8/25/2022 privind aprobarea prelungirii prin act adițional la durata contractelor de închiriere având ca obiect terenul și spații cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului Râmnicu Cusărat. Inițiator, primar Sorin Cârjean, raportul comisiilor. Comisia Economică a adoptat 7 voturi pentru. Și Comisia Juridică a adoptat 6 voturi pentru, 6 voturi pentru și o abținere. Comisia Juridică a adoptat 5 voturi pentru și o abținere. Dacă cineva dorește să intervină, da, domnul consilier Torescu, aveți cuvântul. Pentru același motiv de incompatibilitate, nu voi vota acest proiect de hotărâre. Da, nu sunt. Deci acest proiect de hotărâre a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre numărul 7. În ce scuze? Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Deci acest proiect de hotărâre votat cu 17 voturi. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre numărul 9/25/2022 privind aprobarea organizării evaluării finale a managementului desfășurat în perioada 2017-2022 la Biblioteca Municipală Cornel Cocoș și Râmnicu Cusărat. Inițiator, primar Sorin Cârjean. Avizul comisiilor. Comisia juridică a avizat acest proiect de hotărâre cu o anumitate de. Dacă cineva dorește să intervină, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acest proiect de hotărâre a fost votat cu 18 voturi. Proiectul 8. Proiect de hotărâre numărul 10/25/2022 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Cusărat în Comisia de Evaluare Finală și în Comisia de Soluționare Contestațiilor la Evaluarea Finală managementul desfășurat în perioada 2017-2022 la Biblioteca Municipală Cornel Cocoș Râmnicu Cusărat. Inițiator, primar Sorin Cârjean. Raportul comisiilor. Comisia juridică a vizat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de propuneri pentru numirea reprezentanților la evaluarea contestațiilor. Da, domnul consilier și viceprimar. Comisia de evaluare propun pe doamna consilier Sava Camelia, iar pentru Comisia de soluționare a contestațiilor pe domnul consilier Credonescu, în partea lucrurilor. Credonescu, da? Alte propuneri? Da, domnul consilier. Comisia de evaluare propun cine? Da? Am ales, da? Bun. Până când se va edita lista pentru desemnarea reprezentanților, consider că e oportun să trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 9. Proiect de hotărâre numărul 11/25/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și a creierului de obiective, întocmite în vederea organizării concursului de proiecte de management pentru postul de manager director la Centrul Cultural Purica Cristoforeanu Râmnicu Cusărat. Inițiator, primar Sorin Cârjean. Avizul comisiilor. Comisia juridică a avizat acest proiect. Dacă cineva dorește să intervină, dacă nu supunem la vot acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim și acest proiect de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 10. Proiect de hotărâre numărul 12/25/2022 privind numirea
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Comisia de Concurs și în Comisia de Soluționare a Contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului de manager director al Centrului Cultural Dorica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, inițiator primar Sorin Cârgean. Raportul comisiilor. Bun. Așa. Deci, propuneri, domnul consilier Florian Nicolae. Primarul grupului PSD, pentru comisia de concurs, propun pe domnul consilier Nicolae Sărat, iar pentru comisia de soluționare a contestațiilor, senatul Florian Nicolae. Bun. Alte propuneri? Da, doamna consilier Pușcașu. Până când vom redacta lista cu reprezentanții, o să facem vot pentru Comisia de Evaluare la proiectul de hotărâre numărul 8. De la Comisia de Evaluare există un singur candidat, da? Și la evaluarea finală și la Comisia de Soluționare Contestației. Da, domnul consilier? Doamna Sava a obținut 10 voturi pentru pentru comisia de evaluare finală. Doamna Sava a obținut 10 voturi. Doamna Târdeanu Viorica 5 voturi și 3 voturi au fost nule. Pentru comisia de soluționare a contestațiilor, domnul Fedunescu a obținut 10 voturi. Domnul Cernea Marian 5 voturi și 3 voturi au fost nule. Cernea Marius. Da, cum am zis? Marius. Ce problemă? O să am grijă. Florian a fost votat de 11, are 11 voturi cu da și 7 voturi nu. Doamna Țărdeanu are 7 voturi da, 11 voturi nu. Acum vom vota fiecare proiectul de hotărâre numărul 8 și numărul 10 în integralitatea sa. Proiect de hotărâre numărul 8. Supunem la vot. Cine este pentru ce s-a stabilit în la numărarea voturilor? Cine este pentru? Deci domnul Sava și domnul Fedonescu. Proiectul numărul 10, la fel, supunem la vot. Cine este pentru? Da. Bun. Abțineți, pe liră. Trecem la următorul proiect de hotărâre, proiect de hotărâre numărul 11. Proiect de hotărâre numărul 13/25/2021. Scuze. 2022, privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Sărat pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator, primar Sorin Cârgean.
Raportul comisiilor. Comisia juridică a adoptat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de vot. Intervenția votului cu 6 voturi. Intervenții? Dacă cineva dorește să intervină vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Acest proiect de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 12. Proiect de hotărâre numărul 14/25/2022 privind modificarea poziției numărul 9 din anexa la HL numărul 204/30/9/2021 privind numirea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiilor Unic Sărat ca membri ai Consiliului de Administrație al Unităților de Învățământ Preuniversal de Stat din Municipiul Unic Sărat, în sensul desemnării unui reprezentant al Consiliului Local care să-l înlocuiască pe domnul Manciula Dan Traian, din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 6 Râmnicu Sărat. Avizul comisiilor. Comisia juridică a adoptat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de vot. Propune? Direct. Da? Bun, e regulă. Deci, cine a fost desemnată? Cred că doamna Târdean, da? Deci, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 13. Proiect de hotărâre numărul 15/25/2022 privind aprobarea primirii în calitate de membri asociației în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 a unităților administrative teritoriale Comuna Gherghiața și Comuna Mihăileș de Sul Buzău și modificarea statutului acesteia la care municipiul Râmnic Sărat este membru asociat. Inițiator? Primar Sorin Cărșan. Raportul comisiilor. Comisia juridică a adoptat acest proiect de hotărâre cu 6 voturi pentru și o abținere. Și Comisia economică a adoptat cu 6 voturi pentru și o abținere. Și Comisia Valeș a adoptat cu 6 voturi pentru și o abținere. Intervenții la acest proiect de hotărâre, dacă nu spunem la vot. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Acest proiect de hotărâre a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre numărul 14. Proiect de hotărâre numărul 16/25/2022 privind constatarea în statere calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 a Comunei Cilibia, județul Buzău. Inițiator primar Sorin Cărjan. Raportul comisiilor. Comisia juridică a adoptat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de vot. 16. Proiect de hotărâre numărul 17/25/2022 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe rază de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnic Sărat atras către Societatea Comercială a Transportului Urban de Călători S.A. Râmnic Sărat numărul 802/14/6/2021 prin act adițional numărul 1/2022. Inițiator primar Sorin Cărjan. Raportul comisiilor. Comisia juridică a adoptat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de vot. Și Comisia economică a adoptat cu unanimitate. Și Comisia urbanism, unanimitate. Și Comisia socială, 6 voturi. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să intervină, pe baza acest proiect de hotărâre. Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Acest proiect de hotărâre a votat 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 16. Proiect de hotărâre numărul 18/25/2022 privind exprimarea acordului municipiului Râmnic Sărat pentru execuție lucrare de viere conductă în distribuție gaze naturale pe strada industriei municipiul Râmnic Sărat, județul Buzău, lucrare ce se va executa pe domeniul public al municipiului Râmnic Sărat, teren în suprafață de 6 metri pătrați situată în strada industriei numărul 10A, în vederea introducerii subterană a conductei de distribuție gaze naturale, precum și darea în folosință gratuită pe durata existenței sistemului de gaze naturale, a suprafeței de teren mai sus menționate, teren aparținând domeniului public al municipiului Râmnic Sărat, către ING România S.A. Inițiator, Sorin Cârjan. Cine este pentru? Îmi cer scuze, raportul comisiilor. Comisia juridică a vizat acest proiect de hotărâre. Și Comisia economică a intervenții?
de a vedea acest proiect de hotărâre. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 17. Proiect de hotărâre numărul 19/25/2022 privind exprimarea acordului municipiului Mâncărat pentru execuție, lucrare, amplasare, construcții metalice pe fundație din beton armat cu funcțiunea de sală de curs în incinta imobilului situat în municipiul Mâncărat, stat al alerelor numărul 1 de Târgu Zău, imobil în care se desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Economic Elena Matei Basara, Râmnicu Sărat, acord solicitat în certificatul de urbanism numărul 173 per 12/11/2021, inițiator primar Sorin Cărjean. Avizul comisiilor. Comisia juridică a avizat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de vot. Și comisia economică a avizat cu unanimitate. Comisia de urbanism, unanimitate. Comisia socială. Dacă cineva dorește să intervină, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și acest proiect de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 18. Proiect de hotărâre numărul 20/25/2022 privind atribuirea de locuințe sociale din fondul locativ aparținând domeniului public al municipiului Mâncărat, inițiator primarul Sorin Cărjean. Raportul comisiilor. Comisia juridică a realizat acest proiect de hotărâre. Dacă cineva dorește să intervină la acest proiect de hotărâre, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Și acest proiect de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 19. Proiect de hotărâre numărul 21/25/2022 privind aprobarea prelungirii plăcii adiționale a durată de valabilitate a contractului de închiriere, a recalculării chiriilor lunare conform prevederilor legale în vigoare și actualizarea chiriilor lunare cărată inflație pentru locuințele pentru tineri destinate închirieri situate în municipiul Mâncărat, strada industriei numărul 2, ANL, respectiv strada industriei numărul 4, ANL 2, județul Buzău. Inițiator, primar Sorin Cărjean. Raportul comisiilor. Intervenții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și acest proiect de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 20. Proiect de hotărâre numărul 22/25/2022 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a duratei contractului numărul 7479 din 11/4/2022 pentru delegarea directă prin concesiunea gestiunii activității de administrare a parcărilor de reședință de municipiul Mâncărat cu un număr de luni, ani, începând cu 12/04/2022. Deci, propuneri din partea dumneavoastră pentru perioada pe care se solicită să mărească contractul respectiv. Încerc scuze. Comisiile încerc scuze, da? Bun, e regulă. Propunerea din partea dumneavoastră pentru prelungirea contractului de delegare directă. Da, domnul viceprimar. Având în vedere că noul regulament va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023, fac propunerea ca prelungirea să fie până la 31/12/2023, mai exact un an, o luni și 18 zile. Alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot propunerea domnului consilier Florian. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și acest proiect de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi.
Proiect de hotărâre numărul 21. Proiect de hotărâre numărul 23/25/2022 privind modificarea contravalorii tichetelor de parcare și abonamentelor aferente achității privind gestiunea activității de administrare a parcărilor publice cu plată, a tarifelor privind gestiunea activității de administrare a parcărilor de reședință de municipiul Mâncărăre, respectiv a tarifelor de blocare de blocare. Inițiator primar Sorin Cârcean. Avizul comisiilor. Și Comisia Economică a vizat proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru un amendament din partea domnului Pascu, ca tariful de blocare de blocare să fie majorat de la 50 de lei la 100 de lei, cu o penalizare de cât 100 de lei pentru fiecare zi de întârziere, în caz de neridicare autoturismului de către proprietar. Comisia va disponibilizează de mobilitate în același dacă cineva mai dorește să vină cu un amendament? Nu, da, doamna consilier. Doar vicepreședintele, să nu facem. Deci am aprobat în comisia acest proiect. Data cu majorare este mai mare decât la care a fost la proiectarea anterioare. Deoarece doamna director ne-a explicat faptul că în ultimii 4 ani nu am majorat absolut deloc. Și este știm toți că în ultimii 4 ani au trecut salariile minime, au trecut utilitățile și vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Da, domnul consilier Florescu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că majorarea este suficientă pentru nivelul la care avem impusă și nu neapărat nivelul economic, ci și nivelul design-ului, până la urmă, al unor parcări de reședință care încă nu au fost amenajate. Mulțumim, domnule consilier. Dacă altcineva dorește să vină cu altă propunere, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Cine este pentru? În forma inițială. În forma inițială. Și acum propunem, pardon, supunem la vot cu amendamentul domnului consilier Pascu. Cine este? Care este aprobat în comisie. Cine este de acord cu amendamentul domnului consilier Pascu? Cine este pentru? Și noi. Da, nu. Cu amendamentul care a trecut. Amendamentul propus de către domnul consilier Pascu, respectiv de la 50 să mărească la 100 și deblocarea pentru deblocare să mărească și tariful de blocare să fie de la 100 de lei până zi întârzie să plătească. Bun. Deci, revenim, da? Cine este pentru, repet, acum vom vota proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de către domnul consilier Pascu. Cine este pentru? Deci, nu ora, doamna consilier, doamna secretar, încerc. Nu sunt pentru. Deci, 1, 2. Cine este pentru? Să rugim la. Nu cred. Mâna sus.
pentru majorare de la 50 la 100 de lei și plata la 100 de lei pe fiecare zi până la ziua. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pe partea asta. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sunt și eu, da? Domnul Stățea. Nu, domnul Stățea și domnul consilier. Cu abținere, da? 13, 14. 14, bun. Deci 14, 14. Cine se abține? Cine se abține? Deci domnul Stățea, domnul Florescu, domnul Trebănescu, doamna Sava și doamna Popă, nu? Împotrivă? Deci acest proiect de hotărâre a fost votat. 14 voturi pentru. Și 5 abține. Și 4 abține. 14 cu 4 sunt 18. După matematică, n-am dat. Scuze. Bun. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Administrării și finanțării acestora din bugetul local al Unității Administrative Teritoriale Municipiului Râmnicu Sărat. Inițiator, primar Sorin Cărjean. Raportul comisiilor. Comisia juridică a vizat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de vot. Și comisia juridică. Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să intervină vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, dacă nu, vă spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și acest proiect de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 23. Proiect de hotărâre numărul 25/25/2022. Privind analiza scuzului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul 4 al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Inițiator, primar Sorin Cărjean. Avizul comisiilor? Comisia juridică a vizat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de vot. Și comisia urbanist, unanimitate. Dacă cineva dorește să se exprime din punct de vedere vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și acest proiect de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 24. Proiect de hotărâre numărul 26/25/2022 privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și personală în municipiul Râmnicu Sărat. Inițiator, primar Sorin Cărcean. Raportul comisiilor. Comisia juridică a vizat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de vot. Cui s-au urmărit? Unanimitate. Intervenții? Dacă nu dorește nimeni să intervină, să punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Și acest proiect de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 25. Proiect de hotărâre numărul 27/25/2022 privind darea în administrare SECE Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, operator servicii publice de transport local cu unic acționar municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local, a 11 peroane amenajate în schimb pentru microbuze și a 6 peroane amplasate la bordura pentru autobuze, situate pe domeniul public al OAT Râmnicu Sărat și a unei construcții modulare cu contare avea suprafață de 57,60 m² cu destinația de autogară. Investiție publică a municipiului situată în municipiul Râmnicu Sărat, strada Horea numărul 1A, județul Buzău, amplasată pe suprafața de teren de 59,50 m² aflată în folosința municipiului Râmnicu Sărat, conform contractului de închiriere numărul 51/2020, în vederea înființării unei autogări pentru transport persoane. Inițiator, primar Sorin Cărjean. Raportul comisiilor. Comisia juridică a vizat acest proiect de hotărâre cu unanimitate de vot. Comisia economică a vizat și a aprobat votul. Comisia urbanistică a votat pentru. Comisia juridică a votat pentru. Dacă cineva dorește să intervină vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumim. Și acest proiect de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 26. Proiect de hotărâre numărul 28/25/2022 privind desemnarea doi consilieri locali din cadrul municipiului
din cadrul Consiliului Local al Municipiului Țărat, care vor face parte din Comisia de Evaluare Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretariatului General al Municipiului Țărat pentru anul 2021. Cred că e greșit. E voi încheie. 2021. Inițiator? Primar Sorin Cârjean. În regulă. Cer scuze. Da. Propune? Comisia Juridică. Îmi cer scuze. Raportul comisiilor? Propuneri pentru numirea de consilier în această comisie. Da, domnul consilier Dorian Nicolae. Altă propunere? Poftiți, doamna consilier? Propunerea doamna Pușca și Cornelia. Pușca și Cornelia.